Mutu, Adi Mutu este cu noi, fostul mare internațional și actualul și viitorul selecționer. Și, da, mă rog, bine, bine, viitorul selecționer, da, 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 da. Așa, și invitatul nostru permanent. Adi, bună dimineața! Neața Horia, Vivi, Bănel. Bună dimineața! Salutăm, Adi. Ziua Spaniei, nu? Alcaraz, naționala Spaniei, nu? La nivel sportiv a fost ziua națională a Spaniei ieri. Da, a câștigat echipa cea mai bună de la acest Euro, după părerea mea. Pe timpul acestui European a arătat cel mai frumos fotbal, cel mai eficient. Chiar mi-a plăcut Spania, cu toate că n-am văzut finala pentru că am fost la nuntă, dar mă așteptam pe undeva să câștige Spania. Păi și cum? Nu v-ați uitat la finală? Nu. N-ați avut un ecran măcar? Nu, nu. Tu vorbești serios vorbești? N-ați avut un ecran undeva? Serios, serios. Pe telefon. Da, pe telefon puțin, dar... Da, ți-a zis Gică. Adi, păi ce faci? Ești la nuntă sau trebuie la finală? Hai, telefoanele jos. Am auzit, sincer, am crezut că aveți un ecran acolo. Să vă uitați, că n-ai, e finala totuși, nu? Da, nu au fost nici... Nu au fost ecrane, dar erau imagini din sală. Cu dansul, nu? Cu dansul, da? Am înțeles. Adi, apropo de finală, ai avut sincer, nu știu, cea mai mică emoție, cu ghilimele de rigoare, că Spania ar putea să nu câștige? Știi cum e, ori într-o finală se poate întâmpla orice, mai ales că Anglia, chiar dacă n-a arătat un fotbal spectaculos pe timpul acestui turneu, rămâne totuși o echipă cu jucători importanti și jucători care pot face diferența. Și aici nu mă refer doar la Kane, mă refer și la Bellingham și la Foden. Dar așa, în general, n-aveam, ca să spun așa, emoții, pentru că jocul consistent al Spaniei îmi dădea mare încredere că vor câștiga acest lucru. S-a și întâmplat. Sincer, pe undeva era de așteptat, pentru că, așa cum spuneam și la început când am intrat, Spania a arătat cel mai frumos fotbal, eficient, o echipă solidă, chiar dacă în față joacă cu doi tineri extraordinari. Totuși a arătat că sunt maturi și pot duce jocul la nivelul acesta. Cred că toată lumea e de acord cu mine că Spania merita să câștige acest turneu. Nu, chiar că am putea spune... Adi, ținând cont că au bătut și au eliminat patru foste campioane mondiale, patru, da? Eu am putea spune că au subordonat spaniolii acest turneu final, dacă ținem cont că au scos patru campioane mondiale, foste campioane mondiale. Da, așa este, cu toate că dacă stai să te uiți la componența echipei, nu sunt nume mari, dar nu așa nume de mare, așa cum ne-au obișnuit în trecut, și totuși au arătat un fotbal foarte frumos. Mi-a plăcut antrenorul lor, care e campion încă o dată și a început de la juniori. Mi se pare că a fost campion și cu Under-19 și cu Under-21 și acum și cu echipa mare, ceea ce e un lucru foarte interesant și îi face cinste acestui antrenor. E practic e pregătit și trăiește pentru Federația Spaniolă de Fotbal. Dar cum spuneam și cum spuneați și voi, chiar au subordonat toate echipele și au arătat un joc solid și o valoare foarte mare. Sunt niște tineri, și mă refer doar la Yamal, dar și la Williams. Sunt niște tineri de... probabil vor face. Ce ne poți spune despre Lamine Yamal, Adi? Cum îl vezi? Ca să spun așa. Cum îl vezi pe Lamine Yamal? Da, face foarte... ceea ce e impresionant la el, pentru că are 16 ani, faptul că are o forță care o arată în forță fizică, mă refer, pentru că nu e normal ca la vârsta asta să ai așa forță și să poți să joci cu seniori care unii chiar au dublu vârsta ta. A arătat așa o creștere la nivel fizic impresionantă, bineînțeles că cu mingea are o tehnică super fină. Și o maturitate în joc, ceea ce la vârsta lui, când alți copii încă sunt la școală și nu pot să spun că se joacă cu jucările, dar încă sunt acolo la juniori, el arată această forță fizică impresionantă, această maturitate de jucător de 30 de ani la o vârstă foarte fragedă. Ca și talent, nu avem ce să spunem. Deci fizic ți se pare un fenomen fizic?
La vârsta lui, da, ținând cont că are 16 ani, mi se pare că să duci meciuri și nu numai finala, dar și tot turneul, să joci la un nivel și fizic să fie așa de bine la vârsta asta, e ceva impresionant. Se tot fac comparații, știi cum e presa, că o să ajungă mai mare decât Messi. Bine, mai e mult până departe. La concepe, nu cred că are valoarea și talentul lui Messi și nu cred că va ajunge la nivelul lui Messi. Nu? De ce? Adică ce îi lipsește ca să ajungă mai mare decât Pentru Messi? Pentru că atât Messi cât și Cristiano Ronaldo sunt doi jucători după altă planetă. Probabil în următorii 30 de ani nu vom mai avea jucători ca ei. Într-adevăr, promite foarte mult, a ieșit foarte tânăr, vârsta este de partea lui, dar să de aici, de la un turneu final, să încep să-l compar cu Messi, care a făcut istorie și, apropo, a câștigat și el Copa America la 37 de ani, e că e cale lungă. Deci e exagerat. Cum ți s-a părut domnul Southgate? Da, este ciudat, am mai pierdut încă o finală și îmi pare rău așa pentru el ca antrenor, nu-l cunosc personal, dar îmi pare rău și mă pun în pielea lui, să spunem, și mă gândesc ce înseamnă să pierzi două finale. Într-adevăr, pe durata acestui turneu, Anglia nu a arătat un joc spectaculos și fluid și probabil și de aceea a fost foarte criticat. Câteodată poate, nu cât sigur, exagerat de presa de media engleză, dar eu cred că până la urma urmei a dus Anglia în finală și merită respect. Chiar dacă au fost anumite sincope, chiar dacă au fost momente foarte grele pe timpul turneului, și mă refer la partida cu Slovacia, când ieri au riscat să fie eliminați, până la urmă el și-a atins, ca să spun așa, o mare parte obiectiv, și anume acela de a juca finala. Bineînțeles că au întâlnit și o echipă în formă, cea mai în formă, și era greu, nu numai pentru ei, dar probabil pentru oricare altă echipă care întâlnea Spania. Și asta, cum spuneam și vorbeam și noi, s-a văzut parcursul acestui turneu, când atât Germania cât și celelalte echipe care au întâlnit Spania au pierdut. Deci, eu cred că și-a făcut treaba, Southgate, și Am o întrebare, fii atent. Tu ești președintele Federației Engleze de Fotbal. Eu, dacă aș fi președintele Federației Engleze de Fotbal, eu aș ști ce să fac. L-ai da afară. Nu, l-aș da afară, cum să zic, cu onoruri l-aș da afară, știi? Mai înțeles. Dacă ai fi președintele Federației Britanice, Adi, îi prelungești contractul pentru că a ajuns în finale sau nu îl prelungești pentru fotbalul minimalist pe care l-a propus? Pentru că Anglia arăta rău. Este o întâmplare că a ajuns în finală. Bun, aceeași întrebare probabil este și atunci când vorbim de Deschamps. Am același răspuns și pentru Deschamps. Da, și Franța a arătat rău, ca să spun așa, la acest turneu neașteptat, poate o surpriză mai mare decât Anglia. Dacă mă mai fi întrebat dacă Anglia ajunge în finală, spuneam că niciodată, mai mult aș fi pariat pe Franța, dar și Franța nu a arătat bine în acest turneu. Și Didier Deschamps pe în aceeași situație ca lui Southgate. Eu acum... Nu, părerea ta, tu de exemplu ai prelungit contractul, pentru că, repet, noi vorbim, bun, ai ajuns în finală, sunt de acord cu tine, dar repet și subliniez, rar am văzut la asemenea fotbaliști mari un fotbal mai mic, mai minimalist decât al lui Southgate. Nu poți. Crede-mă, vorbeam cu prieteni ieri și le-am zis, bă, casa asta o pun pe Spania cu ochii închiși, n-au cum să câștige englezii. Nu o cumpuri. La acea oră nu se poate echipa să se transforme peste noapte. Nu, dar diferență între Ancelotti și Southgate. Ce face Ancelotti cu Bellingham? Da. Și ce face exact, Southgate exact. Cu Bellingham? Adică nu, eu te întreb pe tine, Adi. Adi, tu ai mai văzut fundaș stânga numărul 10? Cum a fost Bellingham aseară? Păi nu, n-am văzut meciul, că n-am văzut. N-ai văzut. Era Bellingham fundaș stânga și purta deci, numărul 10. Deci nu, eu te întreb, Adi, pe tine. Ei prelungi contractul sau ai dat șansa al cuiva să... Nu îi lași prelungi Horiaș. De ce spun acest lucru? Nu pentru că nu și-a făcut treaba pe undeva, pentru că, indiferent cum arată, bine, dacă stăm să ne gândim și la Dan Petrescu, ce a făcut atunci, ce făcea atunci când câștiga campionatele, nu arăta un fotbal spectaculos și totuși își îndeplina obiectivele câștigând campionatele. Și poate aceeași evaluare putem să o facem și lui Saudi. Dar Saudi n-a câștigat campionatul. Exact, dar... Nu, pentru că Anglia
își dorește, bineînțeles, mai mult, tot timpul mai mult, are și jucători de mare valoare, are și un campionat care e pe primul loc în lume, la ceea ce înseamnă valoare și dificultate. Deci e normal ca Anglia să-și dorească mai mult și probabil să vor orienta către alt antrenor pentru viitoarele campionate. Îți dai seama să nu fii în locul lui Southgate, locul lui Southgate, Adi, dar cum o fi să fii în locul lui Harry Kane? Bă, chiar să ratezi tot? Bă, săracul de el, Adi, bă, nimic. Bă, băiatul ăsta e blestemat, Adi, nimic, nimic. Nu da, a câștigat un trofeu Harry Kane în viața lui. E incredibil, da, păi spuneau că dacă nu vrei să câștigi, dacă nu vrei să câștigi, nu știu cine nu vrea să câștigi, transferă-l pe Kane la da. Păi nu, dar gândește-te la Bayern, care lua câte două, trei trofee pe an, Adi, n-a luat niciun trofeu cu bietul Kane. Și dacă nu mă înșel, goal-getter, nu? Da, goal-getter, da. Da, e incredibil ce se întâmplă, eu cred că acest fotbalist merită un trofeu pentru toată cariera lui. Pentru că totuși e goalgetter all-time al Angliei. De-a lungul acestor, în ultimii 10 ani, a fost tot timpul, a dat, cred că, peste 15 goluri pe sezon. Adică, ca valoare individuală, nu ai ce să-i spui și a făcut treaba ca atacant. Păcat că are blestemul ăsta asupra lui și unde se duce echipele. Ori le prinde într-un moment, într-o pasă nasoală și le câștigă, ori nu știu ce se întâmplă. Adi, un sfat prietenesc, să nu-l iei la viitoarea ta echipă pe Harry Kane. Da. Cum a fost la nunta, Adi? Cum a fost nunta? Foarte frumoasă, da. Lume multă, lume frumoasă, atmosferă plăcută. Am văzut pe atât pe Iani și pe Elena, dar mai ales și pe părinților foarte fericiți, ceea ce a fost frumos. Lumea relaxată, s-a dansat, s-a cântat, ați văzut și dumneavoastră imagini. Cum toată lumea Gicanu, Adi, n-a văzut Gicanu meciul? Nu. Nu, n-a văzut. Doamne, cred că e disperare, că Gică vede și... Păi stai, băi, nunta băiatului lui, ce e mai important. Finala campionatul european. Multe telefoane cu meciul pe masă, pe timpul... Normal că lumea s-a uitat. Dar Gică n-a avut timp, s-a mișcat între mese, trebuia să întrețină invitații, erau și foarte mulți. Le are Hagi cu dansul? Păi, macedonește le are, că asta s-a... Muzica asta a fost în mare parte la nuntă. Da seama că cel mai tare a fost Gigi Becali, nu? Gigi Fela. Ia zic că nu știu ce a făcut Gigi. L-ați văzut că sunt atâtea imagini cu el. Da? Nu am apucat să Gigi ne ce a făcut? Fred Astaire. A dansat, s-a simțit bine. Da? 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 Fred Astaire, exact. Cât a stat Adi? Până când a durat nunta? Eu am venit la două acasă, nu știu cât a durat, încă mai era lume, foarte multă lume acolo. Până la două, am înțeles. Ianis fericit cu soția lui, fericiți, în al nouălea cer, nu? Da, bineînțeles. Aveți și obosiți și copleșiți de toată lumea care era acolo și atenția pe care trebuia să o distribuie tuturor. În general, la nuntă nu e seara ta, nu e seara mirilor, e obositoare seara. Pentru că trebuie să ai grijă de invitați, trebuie să dai atenție, trebuie să te comporți într-un fel, dar s-au descurcat bine, mă bucur pentru ei, cu această ocazie le spun și Casa de Piatră, l-am spus și aseară, dar le spun și public, Casa de Piatră să fie fericiți.